ca la spectacol. Așa s-au strâns zeci de persoane seara trecută în centrul municipiului pentru a-l vedea pe bărbatul care amenința că se aruncă în gol. Bărbatul era băut bine, suferea și de o depresie după ce l-a părăsit nevasta și, în plus, nu-și mai primise salariul. El lucrează la firma care reabilitează blocul situat vis-a-vis de magazinul Parâng. S-a urcat pe bloc, apoi cobora câte un etaj pe schele, amenințând într-una că se va arunca. Pentru început și-a aruncat tricoul și telefonul mobil, pe care îl sunau rudele să-l convingă să coboare. Este, cred că are ceva, are vreo depresie, ceva, sau cine știe. De ce nu-i atât face ceea ce solicite? Probabil trebuie un apartament, nu fi având loc de muncă sau alte condiții deosebite de trai. Și probabil că din cauza aceasta. Dar trebuie să intervină cineva, că nu sunt pe cale amiabilă să discute cu el, poate să lămurească și să coboare. Sunteți cu nepoțelul, nu s-a speriat? Nu, sunt pătomaiase. Ia spune-i tu. Ia spune-i. Nu m-am speriat. Să intervină cineva acum, că nu vreau să văd un om mozolit pe pământ să moară. La fața locului au venit fosta soție cu fiul lor, patrona firmei la care lucra și fratele bărbatului. Cu toții, alături de o echipă de negociatori de la pompieri, poliție și jandarmerie, au încercat să-l facă pe bărbat să renunțe la gândurile sinucigașe. Am intervenit pentru o persoană care era urcată la etajul 8. Persoana era în stare de ebrietate, era angajat al firmei care se ocupa cu reabilitarea blocului. Solicita o sumă de bani, patroana a venit și i-a dat o sumă de bani. O sumă de bani reprezenta salariul? Sau? Nu știu ce reprezenta. A fost un negociator? Negociatori am fost noi, poliția și jandarmeria. După ce a fost convins să coboare, a început urmărirea. Bărbatul a încercat să fugă de polițiști, însă în cele din urmă a fost încătușat și dus la poliție. S-a ales cu o amendă de 500 de lei și cu un control psihiatric. Traficul în zona Parâng a fost blocat mai bine de 2 ore pe un sens.